Fiind la proiectele de care vorbeam la început, domnule Burdujea, cum au fost primite ideile astea pe care le-ați, presupun că le-ați propus celor din, cu care v-ați întâlnit, nu? În spațiu da. Public. Tunelul pe sub București, legarea printr-un canal, nu, de Dunăre, foarte bine. De genul acesta. Au fost primite bine, domnul Mușa. Lucruri despre care, mă rog, primarii de până acum n-au discutat. Au fost primite bine. Ele nu sunt singurele elemente din programul meu politic, din planul pentru București. Bineînțeles că am și pe trafic, și pe conectivitate, și măsuri pe termen scurt pe care noi le-am mai discutat, de la, nu știu, sensuri unice, parcări în parteneriat public-privat, anumite străpungeri care se pot face într-un mandat, interzicerea virajului la stânga pe marile bulevarde, semaforizare inteligentă, benzi dedicate, deci lucrurile astea se cunosc. Eu am vrut să adaug la programul tipic, să spunem, pentru un candidat la primărie, o viziune, un concept generos. Pentru că cred că dacă vrem să fim o metropolă europeană sau globală, trebuie să ne asumăm și proiecte mari. Este timpul ca Bucureștiul, după 34 de ani de căutări, de tranziție, de frământări, să-și asume această vocație, cum spunea Demi Dobrescu. Geniul național este capitala, care trebuie să fie monumentală. Asta i-a lipsit Bucureștiului până acum, o viziune ambițioasă și, din păcate, bucureștenii s-au obișnuit să ceară lucruri mici, pe care nici pe acelea nu le au, din păcate. Căldură și apă caldă, spații verzi, parcuri îngrijite, să nu fie gunoi pe stradă. Dar dincolo de toate astea, dacă vrem ca acest oraș să crească, să se dezvolte, să asigure oportunități, lucruri de muncă, investiții, să fie o carte de vizită pentru România, să atragă turiști, ne trebuie și genul acesta de proiecte de tip reper pentru europeni și pentru toată lumea. Suntem în postura să avem resursele la primăria capitalei și mă refer și la resursele materiale, financiare. Da, mă refer, nu știu, și la forța de muncă, dacă vreți, pentru niște lucrări de infrastructură din astea absolut impresionante, reper, cum ziceți. Ce motive dați bucureștenilor să creadă că sub mandatul dumneavoastră lucrurile ar progresa cu mult mai multă repeziciune în orice privință decât până acum? Cele mai bune argumente sunt prin ceea ce am reușit să fac până acum la Ministerul Digitalizării, la Ministerul Energiei, într-un timp foarte scurt. Și tot așa pe proiecte foarte grele. Când am pornit proiectul de digitalizare a cazierului judiciar, s-a spus, domnule, este imposibil, trebuie să pui la masă 3-4 instituții. Ne-a luat 6 luni, echipa de la MEAI a fost foarte cooperantă, un sprijin real și am reușit să rezolvăm problemă pentru 1 milion de români care nu mai trebuie să bată la ușa unei secții de poliție, prin câteva clicuri de pe ghișeu.ro scot cazierul. Sigur, veți spune, bună, una e digitalizarea cazierului și alta e un tunel urban București. Dar când mă uit la Oradea, tot în România este, dacă au făcut într-un an jumate 7 pasaje subterane care rezolvă o mare problemă a traficului în Oradea, care permit pietonalizarea unei zone mari din fața Catedralei Ortodoxe, de fapt e un traseu pietonal de la Catedrala Ortodoxă până în Piața Unirii acum, traversează tot centrul Oradei, cu siguranță se poate și la București. Nu minimalizez importanța acestor lucrări și nici realizările orădenilor, dar comparația, știți cum e, Oradea e cât un cartier al Bucureștiului, dacă stai să o iei așa. E adevărat, da. Dar și Bucureștiul are totuși și oameni mai mulți, și resurse mai multe, și venituri mai multe, și o capacitate administrativă teoretic mai mare, pentru că aici poți să atragi niște specialiști buni în fonduri europene, în administrație publică, în primăria generală. E mult mai greu pentru orădeni să facă performanță în administrație, cel puțin la nivel teoretic. Asta cu capacitatea